România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Premierul Câțu ne-a anunțat că am intrat în clubul select al țărilor în care companiile mai dau și faliment. Că falimentul este fundamental și obișnuit într-o piață. Dar întrebarea care se pune în cazul City Insurance nu este legată de faliment, ci de corectitudine, de onestitate. De cinste, oameni buni. Și asta este discuția de astăzi, înainte însă câteva explicații. Compania care deținea cea mai mare cotă a asigurărilor auto din România s-a prăbușit. City Insurance se numește aceasta. Numai puțin de 3 milioane de clienți au rămas în protecția statului, ei reprezintă aproape jumătate din piața de asigurări auto din România. La ora la care vorbim, Senatul îi audiază pe șefii autorității de supraveghere financiară ca să vadă dacă au făcut ceva pentru a opri această prăbușire zgomotoasă. Între timp, procurorii investighează dacă nu suntem cumva în fața unei fraude de proporții și sunt indicii temeinice că ar putea să fie așa. Noua conducere a SF susține că City Insurance a fost devalizată, a folosit documente false și coopera conturi la bănci cu care nu avea contract. De 6 luni, amenzile curg în veselie, la fel și atenționările că se întâmplă ceva rău. Semnele negre vin însă din timp. Fostul șef al instituției, al instituției care verifica asigurările, Mișu Negrițoiu, spune că existau indicii încă din 2016, fiți atenți, că această companie mergea prost în dauna clienților săi. Asistăm la un faliment care a fost mascat vreme de 5 ani, spune domnul Negrițoiu. Să facem o mențiune aici. Între 2017 și 2020, conducerea autorității de control a fost asigurată pe baza unui vot politic dat de fostul parlament, dominat de PSD. Acuzațiile actualei conduceri și ale lui Mișu Negrițoiu se îndreaptă fix către această perioadă în care, deși era vizibil, statul a protejat compania. Șefii ASF de atunci sunt acuzați că ar fi închis ochii. Salariile acestor oameni sunt imense, depășesc valori pe care noi nu le putem percepe, așa, sunt undeva la 10.000 de euro pe lună și îi plătim ca tocmai să vadă aceste lucruri și să tragă frânele atunci când e nevoie. Ori aici este semnalul cel mai dureros, că mari companii, corporații de-a dreptul, și angajați de stat și-au dat mâna ca să păgubească clienții și să-i lase fără apărare. Or, acest tip de faliment, domnule Câțu, nu prea ține de legile pieții, nu? Pe care noi le putem înțelege. Dacă oamenii aceia luau prețuri mici și vindeau scump, na, asta putea duce la faliment. Dar aici pare mai curând un furt organizat la care numiții politici au închis ochii. Dar emisiunea de astăzi este un pic mai largă. Vreau să ne povestiți despre modul în care sunteți tratați de aceste companii, cărora noi le dăm bani obligatoriu, că așa e legea și e bine că e așa. Aveți încredere că sunteți tratați corect, cinstit și pe măsura banilor voștri? Căci nu e prima dată când avem probleme. Există polițe neonorate, există dosare pe care serviciurile le resping, există prețuri azi, măcar zilele astea, dintre cele mai dureroase, și un sentiment că nu ești tratat tocmai corect. Dar, în egală măsură, există și un tip de abuz când și noi, știți foarte bine, încărcăm facturile de la asigurări ca să facă ăștia tot, că doar nu plătim noi. 0372069599. Îl repet ca să ne sunați din orice colț al țării cu orice părere și întâmplare pe care o credeți importantă. 0372069599. Cum ați fost afectați de falimentul acestei companii? De ce credeți că statul nu a reușit să-i protejeze pe cumpărătorii de polițe? Credeți că relația voastră cu aceste companii este una corectă și echilibrată? Asta e o discuție pentru întreaga piață, să știți. Și ținând cont de ceea ce am văzut mai devreme la Europa Express cu Sorin Niculescu, mesajele voastre legate de prețurile asigurărilor astăzi, vă întreb dacă prețurile acestor polițe
vi se par corecte. Emisiunea asta este și pe Facebook. Eu am un ochi și la mesajele de acolo. Cred că am vorbit destul și mult, dar aici erau fapte grele de explicat. Așadar, vă dau cuvântul în acest moment și pornim cu Vlad. Cred că e ok. Da, da. Salut, salut, Vlad. Salut, Cătălin. Cătălin, eu n-am fost neapărat afectat de faliment, sau nu sunt afectat de falimentul City, deși am o poliță la ei care mi-e expiră în 2 luni de zile. Dar întrebarea care se pune, oare DNA-ul, înainte de a, pe lângă că anchetează posibile fraude, n-ar trebui să ancheteze oare și să... relația sau ASF-ul, conducerea ASF-ului sau cei care au acoperit posibilul faliment din timp? Asta e un lucru care merge relativ greu, adică oamenii se uită și deșiră un fir, dar astea nu-s dosare ușoare. Ăsta e un lucru de care s-a plâns și actuala conducere a ASF și a zis, domnule, noi am pus niște cărbuni pe foc acolo, adică noi am dat toate datele și am văzut că instituțiile astea nu prea s-au mișcat așa cum trebuie. Și este evident și îți dau dreptate. Aici este o parte din esența discuției, să spunem, statule, ce-ai făcut, mă nene? Păi, aici e, să vedem exact, ok, ne uităm și căutăm vinovații la ASF. Da, că se știe că de-a lungul timpului au fost amendați, conducerea ASF a fost amendată pentru noi, dar să căutăm și care este partea noastră din vină, cei care au supravegheat, cei care supraveghează firmele astea de asigurări. Da? Că se fac și ei vinovați de ceea ce s-a întâmplat. Da. Au o mare parte din vină, că dacă domnul Mișu Neghițoiu, pe care noi îl plătim, că din banii statului cu salarii foarte grase și foarte mari la SF. Ce a făcut domnul Mișu Neghițoiu chiar conducea SF? Ce a făcut în momentul în care a sesizat că sunt nereguli acolo? Domnul Neghițoiu a fost schimbat în 2017, când s-a opus guvernului PSD, dacă mai țineți minte, în diverse chestiuni legate de alte companii de asigurări, de pilonul 2 la pensii. La data respectivă el a fost schimbat. El astăzi doar a spus și a adus aminte de momentul acela. Nu e pe mandatul lui. Au venit alți oameni între 2017 și 2020. A venit o altă conducere, acum avem altă conducere. Acolo se îndreaptă multe semne de întrebare. Ce s-a întâmplat vreme de 4 ani, când nimeni nu pare că a văzut ceva? Aia e marea problemă. S-au văzut, dar s-au acoperit. Ha. Și ceea ce trebuie să ne preocupe pe viitor, pe noi, pe cei care ne facem poliție sau ASF-ul, să ne preocupe celelalte firme de asigurări. Controle către celelalte firme de asigurări. Că aceste, cazul ăsta, City, nu este singular, să ne amintim Astra și Carpatica, și sigur nu va fi ultimul. Da, aici e o îngrijorare mare. Mulțumesc tare mult. Da, pentru că este a treia companie care pățește acest lucru în piața asta. Ori suntem în 2020, nu mai suntem în anii 90 când cineva dă un tun pe piață nereglementată. Noi am construit niște instituții care să răspundă la niște stimuli de genul acesta. Marius, salutare, tu ești. Salut, salut, Cătălin. În ce situație te afli? În acest moment mă aflu în situația în care tocmai ieri mă suna prietenul meu broker că trebuie să reînnoiesc polița de asigurare. Polița veche era în valoare de 540 de lei, polița nouă mi s-a comunicat că este în valoare de 897 de lei. Cât? 897. E dublă. Aproape dublă, da. Aproape dublă. Am stat să mă gândesc, dacă noi ne ridicăm acum semne de întrebare, ce a făcut statul de nu a verificat până la sânge pe City. Dar mă gândesc oare ce face statul acum, în situația în care celelalte companii de asigurări au ridicat peste noapte prețurile fără o justificare. De-abia asta e justificare, știi? De-abia aici îi dau dreptate domnului Câțu când spune, domnule, asta e piața. Am prins 3 milioane de oameni cărora le expiră polițele la o companie falimentară.
ce să facem? Acum e momentul să-i prindem, știi? Așa se gândește momentul acesta. Mă gândesc că e doar unul dintre motivele pentru creșterea prețurilor aici și o mai fi și inflația. Ce te-ai aștepta? E și greu să vină statul să spună ce? Da. Dați prețurile jos? În momentul în care am cerut mai multe oferte astăzi de la mai multe companii de asigurare, niciunul dintre ei încă nu mi-au trimis o ofertă pentru că probabil staponează terenul să vadă ce prețuri să mai pună și cum să ridice valoarea. O ofertă pe o lună văzută de o colegă de-a mea, de ale mele în dimineața asta, 400 de lei pe o lună reține, da? Pe o lună, 400 de lei. Ce preț e ăsta? Sigur că te invită să cumperi pe durată mai mare, dar 400 de lei este ceva îngrozitor. Crezi că, până la urmă, totuși, ce o să faci? Nu știu ce o să fac. Încă mai stau pentru că mi expiră doar în 27. Uh-huh. Și probabil mai am câteva zile să văd exact ce se întâmplă pe piață. Dar la un moment dat va trebui să-mi încheie polița, pentru că să merg cu mașina fără asigurare nu pot. Corect. Și atunci ori vreau, ori nu vreau, trebuie să scot banii ăștia din buzunar. Da, te înțeleg. Îți mulțumesc tare mult, Marius. Drum bun și conduceți cu grijă. Nu numai zilele astea, ci tot timpul conduceți cu grijă. Florin, salutare, ești la România în direct. Bună ziua! Eu mă distrez un pic că voi ați descoperit prețurile astea abia astăzi. Prețurile sunt așa pe piață la companiile serioase, adică prețuri mari pe RCA, de foarte mult timp. Singura companie care vindea sub piață era City Insurance. Faptul că acum vine și vă spune o companie serioasă că o poliță RCA costă 500 de lei, să știi că este prețul real. Pentru că prețurile astea se fac în funcție de niște algoritmi, vârsta celui care conduce, mașina pe care o conduce, localitatea în care locuiește. Sunt niște calcule actuariale care dau o probabilitate de accident. 890 de lei. 800, nu era 500. Gândește-te în felul următor. Am un Logan, așa? Da? Și îl pic pe unul cu S-Class și fac o dau de 500 de milioane lui. În cât timp crezi că o companie de asigurări poate vândă RCA unde trebuie să plătească și cu comision colaboratorilor, trebuie să emită hârtie și tot ce se întâmplă, acoperă dauna aia. De aia sunt prețurile foarte mari. Prețurile au fost așa de foarte mult timp la companiile serioase. Nu o să le spun numele, sunt câteva în momentul ăsta pe piață. Ca să înțeleagă toată lumea, City Insurance, să fac așa o mică chestie, cumpăra Adidas cu 80 de bani și vindea cu un leu. Bineînțeles, acoperiți de cine erau acoperiți, asta nu știu eu, nu pot să-mi dau cu părerea că nu știu ce făcea ASF-ul, cu toate că s-a văzut zilele astea ce salarii au, se știe de ani de zile. Dar o companie serioasă în momentul ăsta, ca să vândă o poliță RCA, probabilitatea să se lovească, nu cred că tu când pleci de la radio până acasă, nu vezi pe cineva care s-a accidentat pe stradă. Suntem ca ouăle de Paști, toată lumea are mașină, toată lumea așa ia RCA. În străinătate, dacă mergi și te uiți la ce prețuri sunt la RCA și la casco și la tot ceea ce înseamnă protejarea unei mașini, atunci românii vor deveni responsabili și nu vor mai avea 3-4 mașini în fața blocului la care se le facă la City Insurance cu 1 milion în RCA. Aici este problema. Noi suntem, noi românii, suntem vinovați pentru ceea ce se întâmplă. Pentru că ar fi trebuit să fie responsabili. De câte ori n-ai auzit... O secundă și am terminat, după aia trebuie să spun ce vrei. De câte ori n-ai auzit fraza următoare? Îmi fac la City, frate, nu mă interesează. L-am picat pe ăla, îi dau asigurat. Nu mă interesează ce se întâmplă. Da, asta am auzit-o, da. E o chestiune individuală. Da, asta pentru că statul a greșit în mare măsură când a pus sarcina pe celălalt. Adică, prietene, stai că te despăgubește. Adică tu... Frate, dar și noi suntem cu chilipirul, știi? Eu am două autoturisme. Cunoști pe cineva în lumea asta care n-ar fi vrut să facă un chilipir? Adică, dacă astăzi... Eu mi-am făcut poliță la o companie serioasă. E adevărat. Stai o secundă, dacă te-ai duce în Anglia și le-ai spune, băi, în loc de nu știu cât, știu că e foarte scump în Anglia, și ai dat prețul jos, precum compania asta, tu crezi că e vreo nație pe lumea asta care n-ar lua chilipirul? Asta așa și s-ar gândi și ar zice, băi, noi că facem un necaz. Așa e. Ai dreptate. Eu, să știi, mi-am făcut polița și cu decontare directă. Da, nu știu dacă lumea știe, Bravo, frate, înseamnă că ești un responsabil. În momentul în care eu am 3 tărăboante în fața blocului, dar am dat 1000 de euro și îmi fac asigurare cu 100 de lei pentru că îmi permite TP, da, frate, îmi permit, dar știi cum merg? Dau în toată lumea.
Acum. Asta e, noi suntem vinovați, da? Cum ai zis tu, căutăm echilibrul și vrem să facem chestia asta. Știi cum e cu vinovăția asta? E și o lipsă de educație, e și o nevoie de echilibru, dar nu mi-aș asuma până la capăt toată povestea asta, că întreaga populație, iată, jumate din populația automobilistică a României a vrut să facă un echilibru. În momentul ăla, statul ar fi trebuit să se uite și să spună, băi, stai puțin că este un dezechilibru major. La ce se uită statul? Băi, se uită la cotă și zice, dar de ce jumate din populația României face treaba asta? O fi sigur? O fi bine? Cred că se uită la cotă, ca să-și facă și ei acolo ce trebuie, știi? Na. O perioadă de timp a mers, după care lucrurile s-au... Sunt patru companii care au mai dat și Metropol Paliment la un dat, tot din cauza asta. Asta nu mai știam. Văd că lucrez în domeniu. Asta este... De 21 de ani, fratele meu. De 21 de ani. Conduc o companie de asigurări la nivel de județ, într-un județ din România. Ah, păi zi așa. Bunule. Da. Și atunci, ca să audă toată lumea. Domnule, care e recomandarea ta pentru un cetățean onest, cinstit, care vrea să protejeze și pe el, dar și pe ceilalți? Da. Cum ar trebui să fie? Dacă vine cineva la un individ care lucrează în asigurări, o să auzi următoarea fază. Noi suntem cei mai buni. Despăgubim, facem cu tare. Ai auzit-o și pe asta, da? Da. Bun. Eu, recomandarea mea este în felul următor. În ce oraș ești? Sau în sat, unde ești? Mă, să te duci la un service care e partener cu asiguratorul și să-l întreb pe ăla. Dom'le, care companie l-o primit aici să-mi repare mașina? Cum era City? Pe City nu mai primeam de nu știu când, nu se mai primeau la serviciu. Să ducă și să întrebe într-un service care mașini cu ce asigurări sunt primite în serviciul ăla la decontare. Și atunci o să ia pulsul pieții foarte ușor. Înțelegi ce zic? Că în momentul ăsta mai e o companie pe piață și serviciile nu primesc mașini de la compania respectivă. Mai e una în situația asta, asta vreau să zic. Mai e una, frățiorul meu, mai e una în situația asta, crede-mă. Ok, bine, vorbim, mai e una. Vorbim și data viitoare. Păi eu sunt pe fază aici, să știi că... Asta este singurul lucru cu care omul poate să sondeze piața. Se duce într-un service și întreabă, dom'le, dar unde trebuie să am eu asigurare ca să pot să vin să repar mașina la voi? Și ăla o să-i dea câteva exemple. Da, îți mulțumesc tare mult. O să-i le dea și pare negativ. O să spun, păi, dacă ai asigurare acolo, nu te despăgubim. Am înțeles. El e Florin, șef de companie de asigurări. Mă rog, la nivel local. În februarie 2021 trebuie să știți că un proiect de lege care oferă șefilor de la ASF imunitate totală în fața legii pentru deciziile luate a intrat la votul final din Senat. Proiectul era inițiat de domnul Florin Roman de la PNL, dar să vota cot la cot cu PSD. Păi, nene, cum o fi fost să faci treaba asta, da? Să faci treaba asta și de ce? Când tu deja aveai toate semnele de întrebare în povestea asta. Daniel, salutare, ești la România în direct. Salut, Cătălin. Sunt prima dată la Europa FM în direct și mă bucur că te-am prins. Asta îmi place cel mai tare, când vin oameni și își fac curaj să participe la dezbateri. Am cam un an de când vă ascult zilnic, constant. Mai puțin în weekend, că lucrez în weekend. Okay. E o discuție destul de amplă și foarte interesantă, părerea mea, despre, nu neapărat despre City, că s-a întâmplat acum cu ei, ci despre toată piața asta așa a asigurărilor, care, lăsându-l la o parte pe Florin, care are interes direct să spună, să cauți pe cea mai scumpă până la urmă, da, și poate că are și dreptate pe de-o parte, eu aș vrea să vorbesc din postura omului de rând. Te ascult. Cred că, înainte de orice, ar trebui făcută o discuție despre modul de calcul, așa cum se ajunge la aceste sume, cum a spus mai devreme interlocutorul, dinaintea domnului Florin, că de la 500 și a sărit la 800 și. Eu am să dau doar un simplu exemplu, cu care eu nu sunt de acord în calcul polițelor de asigurare. E o chestiune simplă. Eu am permis cu 5 ani după sora mea. Eu am condus permanent zilnic. Sora mea n-a pus niciodată mâna pe volan de când și-a luat permisul. Dacă sora mea are peste 30 de ani și eu aș avea 29 de ani, să zicem cu 11 ani, de la 18 ani condus constant, da? Și sora mea n-a condus niciodată. Pentru ce vârsta de 30 să fie talon? Păi, știi, că nu reflectă realitatea. Ei se uită așa și zic, domnule, cine face cele mai multe accidente în țărișoara asta?
Cine e sub 30 de ani? L-am prins. E adevărat. Asta e. Că mai ieri era să mă șteargă un tăuraș. Adică e foarte real. Cum să calculeze altfel? Adică ai vrea să fac un sistem de puncte acordat șoferilor și să spună, domnule, dacă n-ai trecut pe aici prin ultimii 5 ani, uite, îți mai scade. Dar cred că chiar așa se întâmplă, numai că trebuie să aștepți să îmbătrânești. Riscul pentru un tânăr e mai mare. Cu amenziile din România, cu incidentele din trafic, pentru că în afară de incidentele normale, sunt și incidente în trafic în care mașina nu pățește nimic, iar șoferul primește amenzi și puncte. Destul de serioase. Nu întotdeauna sunt luate în calcul. Vreau să revin și la discuția inițială a întrebării pe care ai adresat-o prima dată. Cred că ar trebui să aducem aminte de trei chestiuni discutate astăzi la voi la Europa FM. Una la mână am auzit mai devreme că în corpul de control al premierului se vor 180 de oameni. Să se mărească numărul. În afară de asta, am mai auzit și de discuția pe care o ai acum cu City Insurance și mai tot aud de acest congres al PNL-ului. E adevărat, discuția și de acum două zile cu Țara Arde și Baba se piaptă. Adică în niciun caz PNL-ului nu a ars vreodată decât în ultimele trei luni, cred că tot aud pe la, la voi, la, decât de acest congres. Nu prea a interesat prea tare. Discuția cu aceste falimente, că sunt patru deja și se anunță și al cincelea, probabil, cum a zis și Florin mai devreme, și eu am semnale de la prieteni din domeniu. Discuția asta nu ține de PNL, cred, nu ține de PSD, nu ține de absolut niciun partid. Dar de cine? Ține de corpul de oameni care sunt la conducerea țării, indiferent de culoarea politică. Adică dacă ei ar fi responsabili, nu s-ar mai întâmpla asemenea lucruri, fără discuție. N-am ajunge în situația în care oamenii să... Deci, lider de piață să dai faliment. Și nu e prima dată că liderul de piață în asigurări dă faliment. Știi că ani de zile aceste posturi la SF au fost văzute ca cel mai mare premiu pe care un politician îl poate acorda. Bineînțeles. Cred că sunt liste întregi de oameni care au fost propuși, s-au făcut tot felul de afaceri, tot felul de sinecuri, tot felul de cumătrii și băi, îți dau eu un post la SF. Și acum ai răspunsul și pentru februarie cu depunerea la Senat, pentru legea cu a nu împăți nimic cine e la SF. Pentru că era bine trimis. Tot pe ai noștri îi apărăm, nu? E bineînțeles. Da. Aceste lucruri pleacă ai noștri, vine ai noștri, vorba celebră de să tot aude în pragul alegerilor, e valabilă permanent. Nu știu ce s-a întâmplat, că e a doua zi când îmi răsește cineva vorba asta și îmi face impresia că tare rău arătăm așa, știi? Cineva își râde acum în momentul Cătălin. Ăsta, da. Îți mulțumesc tare mult. Pentru că nici noi nu schimbăm nimic, Cătălin. Nu vrem, și de jos pleacă problema și avea dreptate Florin, într-adevăr. Noi mai schimbăm din când în când, să știi că ne-am luat măsuri. Îți mulțumesc tare mult, Daniel. Aia, ce să facă omul onest? A ieșit și în stradă. A și votat și cu unii și cu alții. S-a tot întors. Numai că vezi că este o consolidare a răului aici, iar acum e mai mult de atât. Se pare că vreme de ani de zile, companii care nu au fost oneste sau oameni din companii care nu au fost onești și-au dat mâna cu băieții de la stat și au provocat o prăbușire din asta uriașă, cum n-a mai fost la noi. Bogdan, salut! Hei, salut! Eu, spre diferență, sub deosebire de cei care au vorbit înainte, nu am atât de multă experiență. Am 30 și ceva de ani și nici nu am mașină. Dar am urmărit cumva subiectul și pot să-mi dau seama că ASF înseamnă Autoritatea de Supraveghere Financiară, ceea ce ar fi trebuit să facă, să supravegheze. Și la fel ca această instituție, mai sunt și alte instituții. Mai este poliția locală, care ar trebui să supravegheze dacă este respectată legea și dacă ar trebui să sancționeze mașinile parcate pe trotuar. Mai este garda de mediu, care ar trebui să supravegheze cum se respectă legea și care unde sunt arde. Și am văzut zilele trecute că o persoană foarte implicată și profesionistă a fost demisă. Mai e, de exemplu, cum aș putea să mai zic, premierul României, care ar trebui să avea în coordonare campania de vaccinare și nu s-a ocupat, președintele României, care ar trebui să fie un mediator și acum vedem că merge în calitate de reprezentant al statului în Constituția Română, României. Ajungem și la discuția aia. Se duce la un congres PNL. Și acum leagă-le pe toate astea. Unde vrei să ajungi cu toate astea? Unde e responsabilitatea acestor instituții? Și acum vedem oameni care inițiază proiecte legislative pentru imunitate penală, civilă, diurnă, plata chiriei și mii de euro salarii pentru membrii în Consiliul de Administrație la ASF și angajați.
Deci există instituții care nu-și fac treaba, iar atunci când nu-și fac treaba, vin politicienii care de 30 de ani conduc într-un fel sau altul pe rând România și le oferă uși și soluții de rezolvare. Și oamenii au avut posibilitatea, cetățenii din România, să voteze altceva, să aleagă altceva, alți reprezentanți. Dar s-au dus doar 30% dintre noi la vot și au ales PSD și PNL pe primele două locuri. Păi asta au votat, asta au primit. PNL și PSD au votat împotriva pensiilor speciale ale primarilor ieri. Și asta e doar una dintre chestii. Asta da. Avem, asta am votat. Ceilalți 70% dintre noi au ales să aleagă alții în locul lor. Și de aia avem instituții care nu-și fac treaba. Și e mai complicat. Eu cred că procentul de vot e ceva mai mare. Dar ai legat bine lucrurile. Despre asta e vorba. Însă, uite, îți pun o întrebare. Ce te împiedică pe tine, un om care, chiar dacă ești numit politic, și câștigi 11.000 de euro, frățioare, 11.000 de euro pe lună sunt niște bani, pe care nici unii dintre noi, nici măcar în vise să stai să te gândești, bă, îmi dau ăștia 11.000 de euro. Ce te împiedică să faci treabă cât de cât bună pentru restul poporului ăsta? Adică, te-au numit politic, ai intrat acolo... De ce? Am înțeles. Cel împiedică? Da. Nu împiedică nimic. Omul își ia banii, 11.000 de euro, chiar dacă face, chiar dacă nu face și chiar dacă face rău, vine Florin Roman de la PNL și dă imunitate în Parlamentul României. Că asta am votat noi. Despre asta e vorba. Indiferent de activitatea angajatului din instituția publică, nu se întâmplă practic nimic. Nimic nu se întâmplă. Mulțumesc tare mult. 0372069599. Vreau să vă aud astăzi spunând dacă relația aceasta pe care o aveți cu companiile de asigurări este corectă, echilibrată și ce așteptați de la stat, care sunt întâmplările voastre în acest domeniu. Salutare, Angela! Bună ziua! Mă numesc Angela, sunt din Constanța, sunt unul din păgubiții acestei companii. Eu n-am avut asigurare acolo, deci a fost accidentul, doamna care m-a accidentat pe mine avea asigurarea. Nu am știut nimic. De ce presa, dacă știe de atâta amar de timp, nu ne-a tras un semn de alarmă să zică, domnilor, nu mai faceți asigurare? Și eu nu înțeleg cum e posibil o firmă care nu-și respectă contractele cu contractorii care i-are, spre exemplu, cu noi asigurații, să facă asigurări atât amar de timp care nu sunt fundate, care nu le plătesc. Eu asta nu înțeleg. Și mai am o întrebare pentru cei care ne ascultă și cei care au putere de decizie. Cum poți să suni la ASN și să îți răspundă o doamnă și să zică, dar ce ești atât de grea de cap și nu înțelegi că trebuie să suni în altă parte, noi nu mai avem treabă? De ce îi plătim din banii noștri, că sunt un angajat care îi se oprește impozit, care plătește taxe la stat și care e cu totul la zi. De ce plătim o asigurare dacă nu suntem acoperiți în cazul unui accident? Dar spune-mi, Angela, cum ești păgubit? Adică nu ți s-a mai reparat mașina după evenimentul ăsta? Deci am avut accident în luna a cincea. Așa. Am făcut dosarul de daună, cum face tot în... omul care... Deci m-am dus, am depus toate astele necesare și din luna a cincea sunt aproape zilnic, aproape de 3 ori pe săptămână și la ASN, că am sunat la protecția consumatorului, am sunat peste tot, mi-a zis că ASN-ul se ocupă de asigurați, de firmele de asigurări și nici până în ora actuală nu am reușit să-mi recuperez banii pe care i-am băgat. Mașina ai făcut-o pe banii tăi, nu? Asta... Da, am făcut-o pentru că după accident, la exact 3 săptămâni de zile, m-au oprit domnii de la RAR, care sunt toți plătiți din banii noștri, și pe faptul că eu am avut accidentul respectiv și așteptam daunele de la firma asiguratoare ca să pot să-mi repar mașina, aveam niște faruri. N-am știut că mi s-a scuturat două becuri și nu știu ce și ne-au luat pe lume. Adică ți-ai luat și amendă după toată întâmplarea. Am luat amendă, am plătit o amendă de 600 de lei la autoritatea rutieră.
Deci, după aia am plătit o altă amendă la RAR pentru a-mi recupera talonul de încă 600 de lei. Banii mei. Pe banii mei. Am reparat mașina și nici până în momentul de față nu am reușit să-mi recuperez un leu. Și amenzile nu le mai recuperezi. Și câți bani ai de luat din toată isprava asta? 4.600 de lei. Nu este o avere. Dar pentru mine, ca asigurat, este mult. Sunt singurul întreținător al unei familii. Am un soț cu o boală cronică care are o pensie de 800 de lei, care tot nemernicul de stat îl dă, că nu are vârsta necesară să-și ia banii pentru asigurarea respectivă. Și am ajuns în situația că am 3 locuri de muncă și abia reușesc să fac toate la cheltuieli. Cum este normal într-o țară normală? Da, mi-e greu să-ți dau răspunsul ăsta, dar pot să zic că te înțeleg și oamenii au auzit acum exact despre ce este vorba. Poate dacă n-ai avut accident, dacă un om care n-a avut accident mai greu își dă seama despre situația asta, spune, aia, domnule, până la urmă o poliță, am pierdut niște bani, ferească Dumnezeu. Domnule, nu era un capăt de țară, dar am plătit atât de mult pentru un accident care nici măcar nu am fost vinovată. Asta este partea cea mai dureroasă. Deci, extraordinar de mult am plătit pentru și nu vă închipuiți cât de rău e să te duci la RAR, să-ți zică că ai sărită puțin vopseaua pe aripă mai bine odată. Deci, e incredibil. Este incredibil în ce țară trăim. Îmi pare rău că am muncit în străinătate 7 ani de zile și m-am întors înapoi pentru copii. Dar jur că dacă știam prin ce trec în România, nu mă întorceam pentru nimic în lume. Pentru că este frustrant pentru noi ca oameni că muncim și plătim taxe și nu am o datorie la stat, nu am un nimic de neplătit, adică să zic că lumina mi-a venit, dar am reușit la avans să-mi plătesc la lichidare, dar nu mi-a rămas o lună. Și suntem plătitori și nu suntem respectați ca plătitori. Este jenant, este de plâns. Îți mulțumesc tare mult. Îți mulțumesc și te înțeleg. Pia Angela de la Constanța. Domnule Câțu, voiam să zic că sigur falimentele sunt normale și așa se întâmplă într-o economie de piață. Furtul e mai puțin normal și când el apare, oameni precum Angela sunt primii loviți și cei mai loviți. Da, oameni care de nevoie și-au luat asigurarea aceea cu 100, 200, 300 de lei pentru că altfel nu își permiteau. Da? Nu au făcut asta neapărat dintr-un teribilism sau lasă-i pe ceilalți. Da? Și uite că aici apare responsabilitatea. Aici Angela a fost accidentată de un om care și-a luat probabil la fel o astfel de poliță. Ionut, salutare! Ești la România în direct. Bună ziua, Cătălin, bună ziua tuturor ascultătorilor. În primul rând, dacă e să ne referim la cazul City Insurance, eu cred că primul lucru care ar trebui să fie reglementat de ASF, această decontare directă ar trebui să fie așa cum e, directă, fără să mai plătim ceva în plus. Nu înțeleg de ce ar trebui să plătim ceva în plus ca să avem o decontare directă. Că și aici o mare problemă. Da, eu nu sunt foarte priceput la afacerea asta, dar bănuiesc că sunt niște costuri suplimentare sau că este o, cum să zic, o invitație la descurajare, dacă se poate. Bănuiesc. Să zicem și așa, da. Dar dacă lucrurile ar sta de la început în modul ăsta, cred că ai fi mai atent și ai fi direct interesat să-ți iei asigurare mai bună. Iarăși, lucrurile ar putea fi limitate prin economic. De exemplu, dacă ai o mașină de 1.000, de 2.000 de euro, clar va trebui să fie reparată cu piese aftermarket și atunci poți să ții în acel moment să intre prin niște calcule mult mai și piese mult mai ieftine și reparația nu ar mai costa atât de mult. Dar asta clar ar trebui să fie o decontare directă. Pentru că și cel care are o mașină mai bună, o mașină nouă, să spunem, cum spunea unul din interlocutorii mei, un Mercedes la care reparația costă, nu știu, 50.000 de lei,
și el ar trebui normal să recupereze paguba, dar atunci își va face o asigurare mai bună cu decontare directă și atunci nu mai are aceste probleme. Uite, îți promit că încerc, mă voi strădui să fac o emisiune cu un expert în asigurări sau poate chiar cu cineva de la ASF ca să vă dea răspunsurile corecte în această situație. Eu, unul, am doar așa sentimente și îndoiel, în mod evident, că nu toate lucrurile în piața asta sunt corecte, că nu, sau că nu este un raport echilibrat, dacă vrei. Că eu pot să înțeleg și profitul, dar, domnule, trebuie să primești și eu ceva, nu? Corect. Iar dacă e să discutăm despre partea de urmărire, ca să zic așa, de partea care trebuia făcută de ASF, cei care aveau în administrare, ca să zicem, pe City Insurance și toate societățile de asigurări, aici lucrurile pleacă prost, cred că de jos până sus și invers, de la polițistul din stradă până la guvern și tot ce avem, nu știu, ori legislația cred că e prea permisivă sau lasă prea mult loc de interpretare. Și uneori, fapte de furt, de exemplu, sunt pedepsite la fel. Chiar dacă e vorba că furtul a fost de strictă necesitate, un om care nu avea ce să mănânce, eventual a furat mâncare, e încadrat cu acea faptă de furt. Și ne trezim că, la fel, aceste societăți vor fi încadrate tot acolo, cu furt sau rapidare și pedepsa nu va fi foarte mare. Cum ar fi să aveți acum niște pedepse de câte 5, 10, 15 ani de închisoare? Ca să fie un exemplu? Păi, asta vă spun, că e foarte puțin. Nu pentru... Pentru niște oameni care efectiv pot crea probleme foarte mari, lipsa plăților unor asigurări. Gândiți-vă că aceste asigurări de răspundere civilă nu sunt doar în cauze, nu despăgubesc doar valori materiale, doar reparații de mașini, dar despăgubesc și daune morale și vieți, daune de spitalizare și așa mai departe. Deci pot rămâne oameni care au rămas cu handicap, care, eu știu, au decedat și rudele nu mai primesc despăgubirea din cauza acestor firme. Foarte bine ai punctat și îți mulțumesc. Da, am ajuns la valoarea supremă în această situație. Este vorba de viață, oameni buni. Și ei nu mai primesc nici măcar asigurarea la viață. Alexandru, ai la dispoziție doar un minut jumate, să știi, din păcate. Bună ziua! Salutare tuturor! Am două mașini Daci, una din 2007, alta din 2014. Ambele cu asigurări la zi RCA. Numai că la cea veche, îmi expira acum polița. Anul trecut am plătit undeva la vreo 300 de lei. Cred că la City era, sau nu mai știu, altă societate. Acum am hotărât să fac și cu decontare directă la una dintre societățile mai de încredere de pe piață. Așa. Unde știu că și serviciurile îmi acoperă dauna dacă este ceva. Iar la acea poliță acum am plătit undeva la 714 lei. Sunt deci mai de... mult decât dublu, dar cu opțiunea de decontare directă. Având în vedere că nu am casco la mașina aceea. La cea din 2014 am casco la City Insurance. Sper să n-am evenimente. Doamne ajută! Doamne ajută! Cât era? Pe un an, nu? Și la un an aveai prelungire. Casco la City Insurance, curios, că lumea nu prea știa, era un casco de genul, dacă eu păleam pe cineva, mi se despăgubea. Dacă, Doamne ferește, intram într-un cap de pod, pom, ieșeam pe câmp, nu mi se despăgubea nimica la mașină. Dar aveam acoperit partea de grindină, incendiu, sau dacă cădea un copac de la vijelie sau alte cele. Interesant. Și am zis, da, măcar pe partea aceasta. Și credeți-mă că acel casco costa la ei vreo 320 de lei pe an fără franciză. 300 și cum n-ai avut niciun sens. Iartă-mă că băi, 320, adică 320? Era mai ieftin, deci casco respectiv, știu că a fost un pic mai ieftin decât polița RCA. Mulțumesc tare mult, ce observație. Asta ar trebui să ne pună și pe gânduri uneori, vorba lui Florin, ascultătorul nostru. Dacă e prea ieftin, s-ar putea să nu ne permitem acest lucru. Dar nu uitați nicio secundă, și cred că e a treia oară în această săptămână când discutăm asta, că statul român iarăși a făcut ceva de neînțeles.
care seamănă cu o trădare a cetățenilor săi. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă!